organizarea ședinței de Consiliu pentru astăzi, având ca obiect principal bugetul comunei noastre pe anul 2021, pentru anul curs, și câteva elemente subsidiare, secundare, în raport cu importanța acestui proiect de buget. Înainte de a începe să discutăm pe buget și pe tema lui, mai există pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre privind încetarea mandatelor de consilier, urmarea anumitor calități de acum a fostului consilier, incompatibile cu funcția de consilier local, anume a domnului Domilescu Ionuț și a domnului Panduru Iancu. Dar cred că se va vota la momentul când anume sau o luăm așa cum stabiliți? Așa nu poate de ea. Pe comisie. Pe comisie. La dar toate comisiile a dat de președinte de ședință, domnul istorică, da? Da, da. Dacă îmi permiteți, înainte de intra în ordinea de zi, de o supunere aprobării, vă rog să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte. Unul, indexarea impozitelor cu rata inflației, care, potrivit articolului 70 din codul fiscal, trebuie făcută până în 30 aprilie. Și în al doilea proiect, privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție, numărul privind garantarea obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat Modernizare drumuri locale Comuna Mehadia, cerut de, pentru finanțare. Aia cu codul fiscal, e vorba de taxele anului 2022. 2022, da. Taxele din 2022. Îmi spune legea că trebuie indexate până în 30 aprilie. Aprilie cu rata inflației. Iar în octombrie trebuie să indexăm cu rata inflației TMT-urile, taxa pentru mijloacele auto. Asta zice în codul fiscal. Vă rog. Bugetul pentru grădiniță. Noi face școala. Program pentru bugetul. Da, da, e altă sursă, deci ele sunt și când duce cezarea de seamă, este se centralizează tot. Distinct. Da. Am înțeles. Păi, haideți atunci să începem să discutăm conform ordinii de zi care o avem în față. Domn președinte, te rog frumos. Hai la ordinii de zi, domnule, nu are listată. Deci aprobarea procesului verbal am dat la comisii, procesul verbal, cine este pentru? Vă mulțumim. Vreau să vă anunț că avem rapoartele de avizare de la toate comisiile făcute în termen, adică așa, și avem cele două încetări de mandat de consilier a domnului Domilescu Ion și vacantarea unui post de la PSD, următorul suplean, de cel pe locul 7, și mandatul de consilier, tot încetare, tot prin demisia domnului Panduru, și vacantarea unui post. Eu mâine o să și fac adresele la supleanți, urmând ca în termen de 5 zile să mă adresez și judecătoriei Caransebeș ca să valideze, urmează aceeași procedură ca la dumneavoastră. Înainte de a promova proiectul de hotărâre, domnul primar și cu mine, am avut obligația potrivit legii, documentele sunt la dosar, să
să facem un referat de constatare a condițiilor în care s-au depus demisia și a respectării unor anumite termene procedurale. Ele s-au respectat întru totul, drept pentru care vă putem supune la vot. Prima demisie a fost și a domnului Domnilescu Ion în 3103. Cine este pentru? Până la urmă, mă scuzați că intervin. Consider că acesta este un act unilateral. Noi numai ar trebui să luăm act, că nu suntem în măsură să stabilim demisia cuiva. Așa este. Dar procedura cere și pentru rigoarea procedurii pentru mandatul domnului Panduru, că luăm act de aici. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și acum vă dau, domnul președinte, puteți să intrați pe... Sau să terminăm cu celelalte și mai să intrăm pe bugetul cu primarul. Bun, stabiliți. Lăsăm bugetul, așa facem. Bun, pe atunci pot și eu prezenta ce mai aveam făcute de noi. E vorba de, mai avem proiectul de hotărâre. Noi l-am mai adoptat o dată și în legislatura trecută, dacă țineți minte, dar trebuie acum sub o altă formă adoptat. Pentru aprobarea depunerii documentației la Ministerul Economiei, Mediului de Afaceri și Turism, în vederea inițierii hotărârii de guvern pentru atestarea comunei Mehadia. Ca stațiune turistică. Ca stațiune turistică, de interes local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul proiect care a fost introdus suplimentar cu indexarea cu 2,61 a impozitelor locale. Taxele le vom face în octombrie potrivit codului fiscal. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Deci, practic, e vorba de prelungirea scrisorii de garanție pentru fondul de garantare la proiectul de modernizare drumurilor locale în comuna Mehadia. Prelungindu-se termenul de execuție, se prelungește și scrisoarea de garanție în care fondul de garantare ne împrumută cu bani până când constructorul își obține de la bugetul local sau de la surse de finanțare obținută contractul de finanțare de curățenie. Păi până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului 2021. Ok? 22? Da, da. 22? Dar nu mai știu exact. Cred că 2021 sau nu, nu știu. 2021 spre 2020. Nu știu ce vă spun exact. Finele lui 2021, probabil începutul lui 2022. Da, nu știu, nu știu cu exactitate. Bun, haideți să atunci să mergem. Nu este pentru? Împotriva. În orice caz, vreau să vă spun că am o colaborare deloc bună cu acești constructori. Pentru că nu răspund la telefon, în primul rând. Al doilea rând, am căutat, am citit contractele de execuție în ceea ce începe cerșca secutan. Dacă voi proceda la realizarea lor, va fi... Putem să realizăm în orice moment, dar gândiți-vă că durează alți 2-3 ani în care trebuie să reluăm toată procedura, să obținem surse de finanțare, o altă sursă să găsim. Se pierde finanțarea la contractul care vreau. Se pierde, dar vă spun, în aceste condiții, efectiv, cred. Nu pot să colaborez cu acești constructori. Nu răspund la telefoane de o lună, de zile. Și nu au luat care țară de dat la lucrările? Sau... Se află în termen de... și... Trecută. Da. Deci ei nu execută în termen și te obligă să faci dreptul cu capetele. Ca să nu se faci. Gândiți-vă că suntem la mâna lor. Efectiv nu avem, că ei știu de treaba asta. Ei cunosc că suntem dependenți de faptul că noi vrem să facem și depinde de finanțarea deja existentă. O altă finanțare o obținem greu. Adică de durată, nu așa. Și te diversăm lucrurile. Deci suntem efectiv, avem pârghile, dar nu putem să le punem în aplicare. Decât să găsim înțelegere și să-i constrângem sau să-i lămurim sau să-i convingem să vină să-și facă treaba. Că până la urmă, banii ăștia nu sunt încasați. Ei au de încasat. Cred că e și interesul lor, deci interesul e comun. Noi să avem lucrarea făcută, ei să-și ia banii. Dar efectiv, nu înțeleg de ce nu. Eu dacă aș fi un constructor și aș avea la îndemână contractul ăsta, păi... Aș lucrare, banul șterge acolo. Au mai multe lucrări, mai multe locuri. Începe, face ceva acolo, ceva acolo, ceva acolo și știi care e cu câți bani lucrările asigurate. Păi
puteam. Corect. Se iau fapt din bani, ea nu mai vine, ea mai face ceva, ea nu mai vine. Îi rezolvesc contractul pe dăl în instanță, până să soluționează partea. Nu mai găsești constructul în țara asta. Nu poți să iei diferența celorlalți. Domnule, să vă spun, sunt niște bani foarte buni la proiectele astea. Deci eu chiar m-am uitat așa peste ele, bani de bani dat pentru lucrări. Dar nu cu forța de muncă, e foarte bun. Da, forța de muncă, asta și cu pandemia, da. Și cu mai multe. Nu, forța de muncă. Deci ziceau nouă că se duce pe undeva prin țările astea, arabe, unde se duc, să aducă muncitori. Hidroconstrucția din Vietnam. Și eu fac probleme și vreau să mă gândesc tot așa, să aduc. Care nu și mai vor, românii plecați pe dincolo și trebuie să aducă ei în afară. Da. Să trecem atunci. Avem primul proiect. Noi le costă toate astea, prelungire de fondul de garantare, noi plătim, da. Toată parte din valoarea proiectului. Da. Azi de aprobat s-a aprobat, am înțeles, era o discuție așa. Să trecem la primul proiect de la buget. Aprobarea BVC-ului mare în localității. Domnul contabil, vreau iau pe fiecare. Cred că sunteți mai în măsură să ne explicați aici. Da. Deci, începem cu venitul. Impozit pe venitul din transfer a proprietății imobiliare, ce vin de la notar public cu pe care ne imbriază la 4.000 de euro. Contrata asta nu trebuie să facă o proprietate. Cote de facturare din impozit pe venitul. 850 de euro, adică de la final. Sumea alocată din cote de facturare din impozitul pe venit. 350 de euro, tot de la NAP. Asta e o cotă care e un procent care ne dă la impozitul pe venit, de la salarii, de la tot. Care ni se cuvine, de fapt. Da. Avem tot aici, 200.000 de la Consiliul Județean, tot. Care e la dispoziția. Am primit de la Consiliul Județean 200.000 de RON în, după modificarea primei situații, mi s-au mai redus 61.000 de lei și am rămas cu 200.000. Suntem printre ultimile comune la nivel de județ privind alocarea bugetară de la Consiliul Județean. Impozit și taxe pe clădiri, 350.000. Impozit și taxe pe teren, 176. Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru, 8.000. Sume de facturate din TVA pentru cheltuieli descentralizate. Aici intră asistenții personali și învățământul la cheltuie materiale astea de cheltuie. Sume tot de TVA pentru echilibrare, date de finanțe de la 1.837.000 lei. Impozit pe mijloace de transport, 170.000. Eliberarea autorizației de funcționare, 10.000. Venituri din concesiuni și închiriere, aici de schimb, închirierea exilatului. 200.000. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 130.000. Alte venituri, 90.000, aici e pe mere stantele la bunoaie, pe alții, care intervine în cursul. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, a primit niște drumuri, 407.000, care am și virat de angeli. Total venitul 6.712,22 lei. Cheltuieli. Aici vă spun că fiecare capitol, cât la salarii, cât materiale, cât cheltuieli de capital. Capitolul 51, administrație. Total 2.188,89 lei.
Ca să vedem cu oameni acesta. Ai la bunul de servicii, am prins ce ne-a dat dumneavoastră care cu reparațiile. Da, o să spun, domnilor consilieri, ulterior cum am gândit eu cheltuielile de bunul servicii și investirea bugetului pe anul acesta și o să discutăm cu fiecare participă în parte, așa cum văd eu lucrurile și cum vreau să dezvoltăm și să cheltuim banul public. Alte servicii publice generale, capitolul 54, total 198, din care personal 170, bunul de servicii 28. Cheltuieli cu învățământ. Bunuri și servicii. 107. Aici la învățământ ce susține? Aici noi am prevăzut 75 din partea noastră. Transportul profesorilor. Aici se adresează noastră partea noastră de vine la cantină. Delegațiile profesorilor tot noi sunt obligați. Din bugetul local? Da. Nu se primit de la învățământ. Nu au dreptul niște articole la transport delegații să pune din banii aceștia. Deci trebuie să le asigurăm. Burse 11.000, asistente sociale, care sunt copiii ăștia la grădinită, avem 5.000, că atunci avem ceva cu asistentă specială, un băiat, un băiat, un băiat, un băiat. Lăsători la la. Cheltuieli pentru cultură. Total 745,52, personal 67, bunuri și servicii 269, investiții 249,52. Asistente sociale, asistente personal, plus indemnizația handicapului. Noi aici, pentru asistenți sociali, cât susținem din bugetul local? 10%. 10%? Da. Doar că există posibilitatea să ne... Nu sunt obligat cu 10%. Da. Aia da. O fost 25%. Știi că s-a mai întâmplat asta în ultimele luni, au putut să suportăm noi. Da. Acum poate ne-am... Dacă apără în curs, unde mai încălzit în bani să se dau ei. Am gazat în curs. Și atunci de acolo... Oricum, au explodat numărul cazurilor de asistenți sociali și de persoane cu handicap care își au... Vă spun, au explodat în ultimele luni, nu vreți să vă arăt în corespondență câte certificate de handicap și câți... Nu le contest, dar vreau să vă spun că... Ne exprimăm mirarea. Îți cu zecile, îți cu... Este multă lume cu probleme. Mă povestesc, deci acum nu se mai duce cu COVID-ul ăsta, cum e cum îmi spui că nu mai treceți prin comisie? Merge din dosarul, dar nu sunt unul. Și dacă se declară handicapat, îi certificat handicapat? Locuințe și dezvoltare publică. Total 97, bunuri și servicii 221, cheltuieli de capital investiții 777. Protecția mediului. 350 total, 240 bunuri și servicii și investiții 110. Am văzut și eu.
Am văzut și eu. Agricultură, silvicultură. Total 120, cheltuieli 120. Asta e cum plătim pe zi. Transportul drumul. Personal 203, bunuri și servicii 65, capital 627,22, total 7700,63. Diferența între venitul și cheltuieli de servicii. Avem excedentul anul 2020 în sumă de 9,4 mii de lei. Asta trebuie să fie deficit, dar răspândirea mai mare decât se numește excedent. Nu, că excedentul de anul trecut. Să vă spun acum cum am venit eu și să dezbatem spre vederea aprobării. La Valea Bolbașnița trebuie să ducem la bun sfârșit proiectul de apă și canalizare, adică să găsim sursa de apă pentru a duce la bun sfârșit acest proiect de 3 dărători. Am alocat o sumă de 500.000 de RON, adică 5 miliarde de lei vechi. Nu știu că e mult, că e puțin, că e de ajuns, că nu e de ajuns. Consider că, din punctul meu de vedere, cunoscând toți acești parametri tehnici, ne-am putea încadra în cuantumul acestei sume pentru a reuși să facem captarea polomului, a văii care traversează statul, astfel încât să găsim sursa de apă și să o captăm. Am mai discutat un weekend cu niște ingineri și mai există o oportunitate, aceea de a capta apa nu supraterană, ci subteran, adică niște rezervoare îngropate în albia minoră a văii, astfel încât deficitul de apă în timpul verii, pe perioada secetei, să nu-l resimțim așa de mult, adică practic să nu facem barajul supraterian, cum știm că se face, cu radiere, cu pindeni, cu încastări, cu tot ce înseamnă, cu denisipator, ci să îngropăm niște bazine, niște tehnici mai noi, în albia minoră, astfel încât la suprafața litosferei aducă circulă o anumită cantitate de apă, traversează. În schimb, în subteran, sub stratul litosferic, apa este mai multă din punct de vedere cantitativ. Și atunci să o captăm în subteran și să o ducem în aceste bazine e o tehnică mai nouă și nici așa de scumpă. Gândiți-vă că renunțăm la betoane, renunțăm la multe altele. Practic, astea sunt niște rezervoare îngropate în albia minoră a văii. Există soluții tehnice deja puse în practică în județul Caraș Severin, în așa ceva. Și de asta am adoptat varianta asta. Deci am alocat pentru suma asta 500.000 de RON, 5 miliarde. Dacă ne vor ajunge și sunt prea mulți, facem rectificare și folosim în altă parte. Dacă nu ne ajunge, trebuie să găsim surse alternative pentru a duce la bun sfârșit. Dar, morcopt, acest proiect de apă și canal trebuie dus la bun sfârșit. N-avem ce face, trebuie să-l finalizăm, că altfel trebuie să dăm înapoi 2 milioane și ceva de euro. Sau că dracului a fost proiectul. 2.800.000. Consider că ne vom putea îndeplini aceste sarcini și vom duce la final acest proiect. Problema mea legată de această captare de apă, de această apă în Valea Bolbașnița, e legată de faptul că pe porțiunea unde s-a turnat asfalt, nu vom putea interveni pentru a realiza... Vreau să fac acum ASF-ul pentru studiul deci pentru fezabilitatea de racorduri și branșamente la apă și canalizare în Valea Bolbașnița. Și pe porțiunea de s-a turnat asfalt în interiorul satului, nu putem interveni timp de 5 ani de zile.
în perioada asta de garanție, dată de finanțatori, de afir, de cine mai se implică în asta, în situația asta și nu putem interveni pentru a realiza aceste branșamente și racorduri. Deci prin forare pe sub? Mică e dificil, e foarte greu. Zone înguste unde nu pot. Finanțatorul nu ne aprobă să intervenim în momentul de față până la expirarea garanției. Am luat legătura la fir și tot se zică din nume, nu-și asumă nimeni. Decât dacă voi găsi o soluție, ca în studiu de fezabilitate, să reatașez acest strat de asfalt, să readuce terenul la stare inițială cu asfalt cu tot. Și de atunci i-am propus finanțatorului, de când voi returna stratul de asfalt, să numărăm 5 ani. Măcar o jură de pe el. Păi, gândește că va fi sectorat așa în sos de pește, cum ar veni, că pe mijloc e conducta, îngropată sub asfalt, și la fiecare casă va veni secționat. Noi ne gândim și la altă variantă. Anume? La 5-6 case, un racord la 5-6 case. Păi un spa din ăla de... Da, să pleci o streală mai, dimensiune mai mare, din loc în loc, la câteva case. Da. Și să meargă pe lângă fasade. Și atunci fiecare își face un cămin. Ca să nu spargi în drumul să-l permitezi tot așa. La fel și la canalizare. Da, o să... Iar am făcut și un calcul atunci, ne-a făcut o ofertă. Era foarte mult mai rar, am 75 de milioane de case. Deci trebuia foarte mult bani. Am vrut pe strada unde a turnat asfaltul principal, da, ca să nu mai spargem, rezolvând chestia asta. Dar nu ne treacă 75 de milioane de case, vă dați seama ce sume erau, nu aveam unde să-l spargem. Atunci, toți berau bărbărișenii pe drumul spargem, hai bune să-l facem măcar până acolo. Păi, practic, pe ei dorea mai mult drumul decât apa. Eu le-am mai ridicat o problemă. Bun, nu ne lăsați să intervenim la apă din 5 ani, dar ce se întâmplă dacă conductele îngropate se deteriorează, se sparg? Păi, nu tot intervenim, oameni buni? Ba, se poate intervenim, e caz de forță majoră. Păi, apoi eu. Da, e caz, dar... Păi, să distruge și mai mult, să distruge și mai mult, nu? Tocmai asta, da. Și atunci sper să găsesc înțelegere la ei. Ca să eu vreau să fac, v-am zis, acum în primăvara asta vreau să fac studiul de fezabilitate pentru aceste racorduri. Că dacă deja va găsim apă și o ducem pe conductă, că o traversăm dintr-un cap în altul al satului. Nu ajung oamenii, nu beneficiază de chestii de apă și canalizare dacă nu reușim să facem branșamente și racorduri. Ne-am în zonele unde nu e asfaltul ăsta turnat. Da, acolo e simplu. Acolo e simplu. Practic, am jumătate de sat, se poate face. Partea de sus, partea de dincolo de râu. Deci unde nu-i turnat. Prinde și bani pentru a readuce la starea inițială. Doar dacă mă lasă afirul să intervin în asfalt. Până depuneți proiectul pentru finanțare. Până să aprobă finanțarea. Deci avem deja 2 ani. Și deja poți să faci străzile care nu sunt asfaltate. Da, nu știu, stai un pic, nu vorbesc de 5 ani de zile. Eu vorbesc acum când se finanțează, când găsim sursă, eu vorbesc ca până la toamnă să am proiectul depus spre finanțare. Da. Eu nu mai timp pe 5 ani de zile. Așa am depus și noi. 17 și uite, lucrări care nu sunt gata nici în 2020. De asemenea, constructor care lucră. Care astea. O să sigurii care s-au înscris la licitație. Deci, cam asta este cu apa la Bolvacnița. Ce vreau să mai facem în continuare? Contabilul dumneata să ne furnizez, așa cum am vorbit, sursa, capitolul unde am integrat la drumurile agricole, oameni buni. N-am intervenit de foarte mult timp și vreau să închiriez un buldozer. Am făcut un deviz, încă nu l-am supus aprobării până nu trece bugetul, undeva la 40 ceva de mii de lei. 400 de milioane de lei vechi, da? Pentru reprofilarea și renivelarea a 70 de kilometri de drumuri agricole. Deci tot ce înseamnă drumuri agricole în comuna Mehadia, intercirculate și care fac cale spre Sălașe, Colibi, Fânețe și toate terenurile care aparțin proprietarilor persoane fizice. Cât ne-a costat pe noi să cumpărăm noi un buldozer? Foarte scump? Vorbim de 100.000 de euro. 100.000 de euro. 100 și nu da, mă depinde de tonaj. Da, dar cât o costă factorul? Bun, a fost pe proiect. Dar să vii așa cu banii chiar să dai tu ca la mult. Nu va să iei prin leasing, când să... Devizul care l-am făcut eu este unul relativ sărac pentru
Am făcut undeva cu 500 de lei pe kilometru. Vigele spunea că nu o să găsim pe nimeni să ne facă cu banii ăștia. Într-adevăr, nu-i mult. 5 milioane pe kilometru la consumul unui buldozer e mic. Dar dacă da, ne strângem un pic, reușim să... poate că rețeaua de drumuri, 70 de kilometri, poate o fi insuficientă la nivelul, dar atâta ne permite în momentul ăsta. Nu cred că e mai mult. Sunt la Bolvar, s-a plecat de mai distrus e Bolvar. Ce mai e eu? Ce mai e eu? Dar ce e de mine? Dacă reușați să instalăm pe drumurile agricole, putem acceza și orice proiecte europene. Dacă nu sunt tabulați, acolo e problemă. Sunt trecute în domeniu public, nu mai are prânză să le măsuri, dar depinde cât trebuie să faci. Până vom reuși să le... Baremul. Dar nu mare brânză, domnul Stângu, e mare brânză. A stat dumneavoastră la primărie 5 ani, de cine v-ați întaburat pe el? Nu ne-am întaburat până nu se alocau încă atunci bani. Aveam de făcut alte proiecte, alimentări cu apă, asfaltări de drumuri, școli, căminte culturale, grădinițe. Și au fost destul lucrări care s-au făcut. Deci putem să facem o listă cu el, chiar dacă vrei, domnul Pavel, de-ați uitat, că să treceți până ele, numai dacă nu vreți să le vedeți, asta e altul probleme. Ce să vedem? Lucrări care s-au făcut. Uitați ce vedem la Volvașnița ce ați făcut. Ce s-a făcut? Căminul cultural s-a făcut, da? Asfaltat drumul s-a făcut, da? Canalizare, stații de epurare, alimentare cu apă s-a făcut, așa, nu sunt făcute. Hai să lăsăm asta la linie. Mai este doar racordarea, care e alt proiect separat. Așa e ușor să spunem că nu s-a făcut nimic. O să... Vreau să facem... Să reabilităm parcul central din Mehadia. Asta mare aici. Și am... Am alocat o sumă de 400.000 de ron din bugetul local. De 4 miliarde. 288,41 din excedentul anului trecut. Așa. 110 unde am avut cu câine. Da, 399.000 și 400.000 de ron. Vreau să-l facem într-un mod așa plăcut și frumos. Cum ar trebui? Cum ați luat în considerare și s-o scris circulația de aici până la Tămin? Nu, cu sens unic. Zona asta. Cu sens unic. Foarte aglomerată. Putem să discutăm, știu, într-adevăr, e o zonă foarte aglomerată. Deci, dar gardul făcut-o așa, o platou. Eu am propus altceva. Să facem măcar sens unic. Să intrăm pe partea asta, să ieșim pe partea altă, pe la cofetărie. Bun, dar ei tu vor parca, că vin la magazin. Ei punem parcarea interzisă. Deci, de la Tămin până aici, în centru, să fie stânga-dreapta, doar numai așa, care vin cu marca. Deci, și prin la profi se poate intra prin spate cu marca. Și atunci desfințat gardul la parte, în părere, nu știu cum. Păi nu știm că s-ar putea intra prin spate, că am vrea să facem... Să facem un frumos cu grese, cu spații și cu o contână arpeziană, cu ceva frumos. Eu vreau să îmbrac tot platoul ăsta, tot parcul, și prezent travertin. M-am uitat la proiect, m-am uitat pe dâmb. E foarte frumos. Vreau să facem un frumos. Vreau să ne placă tuturor să iese ceva frumos. Și să știți că la suma asta ne apropiem de adevăr. Deci la 400.000 de ron, poate ne vor mai costa un pic costul de proiectare, dar la banii ăștia și proiectarea e maxim 6-7% din valoarea unui astfel de proiect. Așa, vreau să facem în fiecare sat, respectiv în Mehadia, în fiecare cartier, câte un loc de joacă pentru copii. Deci Mehadia, CH, Maier, Centru, Bolvașnița, Plugova și Glob, câte un loc de joacă pentru copii. De asemenea, așa am alocat, fiind 7 locuri de joacă, am alocat 70.000 de ron, deci câte 10.000 de ron pentru fiecare loc de joacă. Și vreau să cumpărăm elementele unui loc de joacă și să le montăm cu muncitorii noștri. Pentru a evita alte plăți suplimentare de manoperă și de eu știu ce costuri suplimentare. Căutăm cele mai ieftine, pe cele mai bune soluții din punct de vedere cantitativ, calitativ și preț, și facem achiziția pe SICA. De asemenea, la Plugova vreau să fac un teren de fotbal, acolo în curtea școlii. Care eu vreau să-l facem, domnul viceprimar, o făcut de vizu, cât o ieși pe avere? În curte 45.000. Și am cerut 45.000, ai spus, da? Așa, și am cerut unui inginer să-mi facă un deviz paralel. Cât m-ar costa? Și mi-a adus un deviz de 85.000, dublu. Dar cu oamenii noștri, că toți știu meseria. Înainte mergeau, te încuriau, turnau, făceau ce făceau.
și cu oameni din sat care vor să pună mâna la ajutor, o să facem un teren de fotbal cu 40 și ceva de mii. Cu manopera noastră, deci fără a plăti cuiva manopera, cu muncitorii noștri. Materialele, da. Tot ce înseamnă... Și cu utilaje, să știți, că vor începe ăștia la drumul de Cornereva, vom avea utilaje, vom avea și autogredere, și buldozer, vom avea și cilindru compactor. Pe balast, Doamne ajută, nu vom da banii. Deci putem să facem. Dacă vreți și sănătate. Dacă vrei. Vreau să fac o alee pietonală în zona cheie, aici, pentru că locuitorii din Prosăc, efectiv, circulă pe drum și toată seara vin la mine și îmi spun că lumea că o să meargă ca și până acum. Merg pe drum neavând nicio alee care să-i ferească de circulația de mașini. Efectiv, e ștrangulat trotuarul din cauza drumului care s-a lărgit, dar o alee pietonală pentru cetățeni nu a fost prevăzută. Trebuie neapărat. N-am alocat o sumă mare undeva la 20.000 de lazare. 20.000 de ron. Cred că vom putea să o facem și mai ieftin. Că tot cu personalul nostru vom face. Tot cu muncitorii noștri. Dar am zis să fie suma. Ori, efectiv, vom face pe cheltuieli, pe avele, câte sunt materialele, altceva, nimic. Pentru biserici. Am propus alocarea... Spune dumneata nea, Pavel, că nu mai țin minte exact suma. 70. Așa. Din care 30.000 de ron la biserica din Mehadia, 15.000 de ron la biserica din Plugova și 15.000 de ron la biserica din Valea Bălbașiță. Dacă aveți alte opțiuni sau nemulțumiri sau... Nu mi-a cerut, părintele. Aia tot le-am dat, le-am cucat, le-am făcut zic, le-am făcut. Biserica e făcută și casa prea e făcută. Am făcut cu... Tot le-am dat la pană, da. Casa Plugova. La Plugova arată, biserica nu arată bine. Eu la casă n-am fost, dar biserica am fost la Plugova. Nu e modernizată, nu. Acolo... Plugova zicea că au probleme cu canalizarea, cu toaleta, cu baie. Nu, casa părerea din Bolbașnița are probleme, da. Cu fosta, la Plugova nu există canalizarea. Sumele astea le-am... Deci îmi rămâne la solicitare, potim? Îmi rămâne 10.000. Cât ai prins? 70? 10 rezerve. Da, eu i-aș sugera preotului din fiecare sat. Acum nu putem decide noi. E indicat că legea din 2002 trebuie aplicată în litera. Deci chiar am auzit pe șeful de la curte că spunea că din 2022 va fi o problemă cu morții în sănătatea. Deci capele obligatorie în fiecare sat. Mai mult la curte. Preotul nu o să aibă bani să facă capele. Nu mai ajuns, dar anul ăsta, dacă dăm 20.000 la o biserică, o turna fundație și o ridicat 4 ziduri. Nu, au fost ajutoare de primărie, o mai ajuns. Dar ei nu casează bani nimic copii. Nu, cum să nu facă? Tot de poate de salat și după din casă. Nu te-i ducur caietul la ei. Eu vis-a-vis și copii nu o să votez așa. Abțin total. Decizia s-o respect. Treaba ce părere. Am prevăzut 200.000 de ron pentru asfaltarea străzilor din Mehadia, rămase neasfaltate, nesupuse vreunui proiect, necuprinse în vreun proiect. Vorba de strada spitalului, curtea blocului, în aceeași mai avem o stradă la Maier, la jos, la service, la Gore, deci sunt vreo 5 străduțe astea, 50-100 de metri fiecare. Aia e prinsă, aia de pe coastă, zici cu coine. Da. Numai puțin, de la spital și curtea blocului și intrarea de aici, a intrat să calcul cu ăștia, calul trans, pentru că pe toată lungimea drumului a fost prevăzut cu rigole de alate. Nu prevede PNDL-ul, nu-ți dă voie să modificăm proiectul. Și în teren nu sunt necesare să... PNDL-ul nu permite modificarea proiectului, folosirea banilor de la rigole în prelungirea sistemului de asfalt. Am
scris la minister, din păcate vom pierde la PNDL, nu vom pierde, nu-i vom putea folosi, pentru că au fost cuprinse, de exemplu, pe strada aia lui Prună, sau cum e, alu Belti, de alu Prună. Îți pregunte niște rigole, oameni buni, cât biroul ăsta de late și de atunci tot la fel. Nu pot fi puse în teren, pentru că se stampă la fundația caselor, pică casa. Și am solicitat Ministerului Dezvoltării ca acei bani care îi economisim din aceste rigole, că se vor face rigole din alea de acostament, se numesc. De acostament. Vom economisi destui bani și am zis să ne lasă să folosim în toată rețeaua de drumuri pentru asfaltare. Și consideră că mutarea banilor de la un capitol la altul, tot în care ajunge același proiect, reprezintă deturnare de fonduri și nu ne este permis așa ceva. Deci zice, dacă nu sunteți în stare să... Bun, dar nici la propunerea proiectantului, la propunerea beneficiarului, la... Știu, finanțatorul nu-ți dă voie, neapuiu. Mare, parcă înainte discutați cu proiectantul, știu, ziceau că ce ar trebui. Da, urma să vedem punctul lor de vedere. Da, și punct de vedere al ministerului ăsta care vi l-am spus eu. Și era vorba de... Și eu m-am făcut cruce, mi-a luat pe ori. E vorba de 9 miliarde de lei vechi. Da, deci pe Acropolea, gândiți-vă, din alea rigole ca masa asta. Și acolo nu știu cum o mașină la jumătate de oră. Pe drumul e curs. Dar vă spune ce s-a întâmplat așa. Proiectantul își ia bani în funcție de valoarea proiectului pe care îl... Și el a vrut să umple mai mult proiect, să mai mult bani. Proiectant a fost pe teren, am și explicat. Iar eu personal am fost. Dom'le, aici nu e nevoie de rigolă ca un stare. Și de ce a altceva, da? Până la urmă, îi fac de acolo. Așa este. Așa cer normativele. Apa nu trebuie să stea pe drum, că mi-am spus și la Acropolea. E calea ferată, e canalul Căliferă. Băi, dai o pantă foarte mică. Te pui 3 km jumate de rigolă de aia, carosabile de 1 metru adâncime, nu dați seama. Știu. Pe autostradă le pui pe alea, nu pe Acropolea sau pe... Un an să fac mă la rigolă. Da. Pe strada mea au pus rigole, da? Ăla vinde un pantă. Și asfaltul este mai jos decât rigolă. Rigolul l-au pus ca să vrea apa de pe casă, ca de pe drum să duce oricum. Și era scopul lor, să ia apa de pe casă, care vine foarte mult la pe casă din curs, să fie rigola pe lângă casă, vrea apa și drumul și pe drum să duce. Așa e, așa se fac proiectele. Deci am prevăzut 200.000 de ron, deși nu știu dacă vor fi de ajuns, pentru asfaltarea acestor străzi, cum v-am zis, aceeași, curtea blocului, jos la service, Maieru și strada spitalului. Așa, mai departe. Am prevăzut 50.000 de ron pentru montarea unui transformator, unui punct de transformare a energiei electrice aici pe variantă. Acolo unde e în dezvoltare cartierul ăsta. I-am învățat pe cetățenii care și-au construit acolo, pe proprietarii de imobile, să meargă la Enel. I-am sugerat. Din păcate se lovesc de refuzul distribuitorului de curent, care are obligația de a, conform legislației în vigoare, de a branșa și a racorda cu titlul gratuit pe cel ce comit. Asta e legea. Din octombrie a fost ordonanța 183/2020 privind aceste branșamente gratuite la firme, la o distanță de maxim 2500 de metri de ultimul punct racordat. Deci ei se mai plângească rețeaua cu încă 2500 de metri maxim la firme, era până în octombrie, din octombrie încoace. În ianuarie, ANRE-ul a mai dat o prevedere legală prin care și persoanele fizice pot să solicite aceste branșamente gratuite către furnizorul de energie. Ce să vă zic, ca și voi și eu total dezamăgit de faptul că nu, efectiv, nu se răspunde afirmativ și solicitările lor sunt luate... Sau câte noi sunt mai repede din Bucureci. Dar noi de când ne-am luptat cu Acropolea, cu Bolbaia și pe zona aia acolo, cu Zăuge aici, cu... Neapuiu, îi lege! Știu! Îi lege cu vigoare! Erați pe vreo Atelicianu, nici un stand electrificat sau nici o zonă electrificată. Și vă spun că dacă acelor persoane li s-a dat autorizația de construcție pentru acele case, pentru acele locuințe, trebuie să le dăm și curentul, măcar curent electric. Un post de transformare costă undeva la 20.000 de euro, am înțeles. 80.000 de ron, 90.000 de ron. Pe ei se învârte. Mai mult? Mai mult. Și dacă un post de transformare de care avea în lea jumate acum
Exact, miliardul. Nu, milioane. Și tocmai pe soluția dată de el în prima fază am zis, bă, noi în primăria putem să suportăm jumătate din cheltuiala asta. Și cealaltă jumătate să suporte cei care și-au construit acolo gospodării și locuințe. Ce părere aveți? Dacă e vor, da. Dacă au posibilitate. Dacă au posibilitate. Unii vor alții nu. Poate măsură să dăm noi. Ce zici mai rău? Trebuie să fie investiția pe noi, dar cum să fie. Transformatorul oricum ți-l ia distribuitorul de energie. Nu-ți rămâne proprietate, transformatorul. Nu-ți rămâne. Să zici că-l cumperi și că-l ai tu. Rămâne. Dar investiția nu e neapărat. Să-ți apară pe ei. Poți să rămâne în timpul coptez. Poate să rămâne transformatorul al beneficiarului și plătește doar pe medie energia și nu mai ia energia pe medie. Să fie să fie în transformator. Eu am făcut greșeală, vreau că am plătit transformatorul la ele. Și plătim energia pe joasă, nu mai scumpă, dar e avantajul că dacă se defectează, repară ei. Da, e așa cum problema dacă mentenanță. Și dacă plăteam pe medie, la motivul ăla, am în 5 ani distribuit investiția. Și dacă așa plătim de 15 ani, un preț mai mare. Deci nu neapărat, nu e obligatoriu să te dea. Când dus întors. Dar e făcut un preț mai mare, nu poate să rămână. Nu vor să dea în el. Eu consider că dacă putem să-i ajutăm pe acești oameni care până la urmă au investit dita mai bani în a-și construi casele, obligația primăriei este de a le furniza serviciile minime de utilități publice. Haideți, dacă avem cadrul legal și vom putea să finanțăm măcar jumătate din această lucrare, eu propun să o facem. Dacă domn primar, am lotizat terenul acolo. Nu înțeleg. Am lotizat acolo zona aia, care parțin. Hai să le vindem și scoatem bani și ajutăm. Facem investiția și nu ne mai complicăm. Deci sunt 13 loturi acolo. A câte 700-900 de metri. 12 și 13 metri. Deci drum. Să se vândă din bani. Dar dacă aș găsi un investitor care vrea să-și dezvolte o fabrică, e ultimul teren care mai avem. Atunci nu poți, ăla e făcut casă, ăla e dai fabrică acolo. Stai un pic. O zonă industrială. Nu înțeleg. Păi stai un pic, că Balastiere e zonă industrială. Bun, dar nu am noastră, aceeași. Păi nu, dar e mea de vecinătate. Nu vorbim de zonă industrială a Balastierei. Haideți să vedem cum impug. Și cum a... În cum nu e extravilan. Extravilan. Dar să prindem în variant. Dar nu am să prindem în variant. Eu personal vă spun de ce decât în a vinde terenurile. Și încă ceva, dacă apucăm să le vindem, dacă veți ajunge dumneavoastră la decizia de a le vinde, mi se pare exagerat să dăm unei familii 1000 de metri pătrați, că în jurul acest... De ce să nu împărțim din 13 să facem 26 de loturi? Să împărțim pe 500 de metri pătrați, că e suficient la o casă. Pe 200 faci casa, pe 300 o grădină. Puteți să împărțim și mai mult. Eu personal vă spun care este opțiunea mea. Dacă voi reuși să atrag un investitor care să-și dezvolte o afacere aici, să genereze locuri de muncă pentru comuna noastră, mai repede aș opta pentru această situație decât în a înstrăina pentru construcția de case. Eu așa văd lucrurile. Bineînțeles că dumneavoastră decideți la vot, dar eu personal, asta este opțiunea mea. Bun, până atunci mă ies. Ar fi o chestie că creșești puterea de cumpărare. E bine. Nivelul de ideea e bine. Ideea e bună. În viitor e bună ideea. Va să vină la investitor. Să vină, așa este. Ideea e bună. O să-i dai și fără niciun fel de... Iar mai nu e cum facilitate. Da, putem să facem. Putem, nu, facilități fiscale, nu știu care sunt prevederile legale, dar nu știu, nu pot să nu pot. Am prevăzut... Numai dacă te faci popa, că nu pot. Am prevăzut pentru studiul de fezabilitate, pentru gaz, pentru studiul TOPO și studiul GEO, care deja le-am aprobat, suma de 200.000 de ron. Consider că cu acești bani, cu 200.000 de ron, vom face toate studiile necesare întocmirii proiectului de racordare la rețeaua de gaz, care cred că... Suntem pe calea cea bună, să ne iau pe Dumnezeu. Am fost în teren cu directorul de la Transgaz și am văzut traseul pe care va veni magistrala Transgazului, din care
noi ne vom putea racorda printr-o stație montată undeva acolo între Herculane și, și Mihalia, chiar la ieșire din Herculane. Ca să înțelegeți așa, vine pe malul stâng tehnic al Cernei până la fabrica de conserve de pește. Traversează, subtraversează drumul și calea ferată pe la Simuț. Vine pe Cropolea, paralel cu, cu axul căii ferate la 35 de metri, aproape de directorul de Gavrilă, traversează drumul Cropolea, urcă la Zumare, coboară vis-a-vis de Gorjanu, merge până la padocul de câi, retraversează DN-ul și CFR-ul pe la Casa Ecologică, un pic mai jos, după care traversează aceeașul, urcă aici în Străjoț, Cetate, și își continuă traseul spre Plugova. Mâine, nu miercuri, am întâlnire cu proiectantul de la GAZ, pentru că vă spun, lucrurile se accelerează. Intrăm în linie dreaptă cu proiectele și dacă Transgazul se ține de cuvânt, o zis că în 2022 vor băga utilajele în lucru pentru, pentru magistrala lor. Deci în 2022 utilajele lui Transgaz, ale constructorului care le vor face lucrările, vor fi în lucru la, la magistrala de 600 de, nu știu ce dimensiune va avea. Și noi trebuie să ținem pasul cu ei pentru a ne putea face lucrările noastre. Am început studiile GEO, am început studiile TOPO și am alocat pentru anul ăsta 200.000 de euro. Deci cu banii ăștia face toate studiile și tot ceea ce înseamnă proiectare pentru rețeaua de gaze interne. Așa. Am alocat 10.000 de ron pentru a reabilita un pic, pentru a repara, nu reabilita, dispensarul Plugova. Nu cred că e suficient, dar domnul doctor Cristescu vrea să-și facă acolo un cabinet. Cabinet, dacă pot să-l numesc așa, în care vine să consulte gratuit fabele, așa o zis, nu? Consultație gratuit. Și nu avem decât să-i punem la dispoziție, eu știu, o încăpere acolo și o baie în care să poate să-și desfășoare activitatea. La fostul dispensar. Apropo, mă scuzați, Andreu, la dispensar ăsta al nostru al nou. Tabla aproape dusă, e roșie, nu știu dacă v-ați uitat. Nu m-am uitat. Să venea aparat, am fost până la spital și am stat în mașină și am pescat gura și m-am uitat și eu. Deci tabla e roșie, trebuie dată vopsea pe ea. Plus acolo unde au avut magazia. Unde stă ăla? Unde stă Vili? Unde stă Vili. Și eu vreau până acoperiș acolo, o rupă tetele la și pică apa acolo, dar s-ar putea repara foarte ușor, ca nu să distrugăm. La vamul și mai acolo. Păi, la vialul părinților. Nu, stați un pic să înțelegem cu părintele. Părintele nu are nimic deocamdată. E un protocol în care... Un protocol, dar nu e nimic. Nici măcar, dar proprietarul este primăria mea. Mâine, dacă vreau să facem cămin de bătrâni, cămin de bătrâni facem. Nu poate să-l impună biserica pe asta sau asta. Nu, n-ai nicio treabă. N-are treabă. Nu, mă, la asta am zis așa, că v-am privesc în cază. Nu, la asta am zis din față și azi din spate. Are bun. Un protocol mai vechi între primărie și biserică. Nu, dacă ai făcut ceva și eu rămas mort, nu mai am făcut de aici. Da. Altceva. Plăți neeligibile la contracte și cofinanțările existente, cât am prins? Eu mi-am trecut aici 110.000. E bună suma, da? Mă refer la facturile care vor trebuie de constructori ăștia care îi așteptăm cu brațele deschise. Avem o parte de plăți neeligibile în finanțare și trebuie să le susținem din, din bugetul local. Am prevăzut cumpărarea de coșuri de gunoi și bănci de șezut în cuantum de 15.000 de ron. Dacă aveți alte că sunt prea scumpe sau sunt prea ieftine sau sunt prea mult sau prea puține sau banii sunt mai mulți. Era plasăm în toate localitățile. În toate localitățile, sigur că da. Cum mai acceptare. M-am uitat cu vice pe pe oferte pe internet, am analizat. Ca și o idee la banii ce alocați, mi-am alocat niște bani, eu zic, când era în calitate pentru un sistem de spate de ghiere, pentru că în timp investiția se vor vandaliza. Despre experiență cu băncii din cămin, din piață,
coșul de gunoi, toate astea s-au distrus. Dispar, nu știu. S-au dispar, să știu, și oamenii cu răspunsul ăla de mea. Și până acum s-au batalizat pe o strămadă de lucruri. Bănci de reșelură știu că spune că facă, vom pune care. Nu vorbim de viitor, să știu. Eu zis, domnul viceprimar, săptămâna trecută o idee, au văzut-o la televizor undeva și mi-a plăcut. Spune-le tu, domn Pavel. Un primar dintr-o comună, acordă 5 milioane, cel care vine cu dovada și arată și filmează pe cel cine aruncă gunoi. Care aruncă gunoi. Dar el nu de la rândul lui Emiliac, persoana care a dat primar. Hai să faci. Dar cum îi dai bani? Ce poți să-i faci? Exact, da. Hai să-i faci. Hai să-i faci. Dacă nu-l dai Emiliac, cum faci dovada bani? Da. Așa a mai fost unul care a făcut tunul ei văzut, asta a rălte el, ieși-o când la mine. Se creează... Culoare și orică, vreau să fie modalitatea nu știu de bani, dar e un contract, el n-ai nimic cu multe. Nu, există posibilitate, așa, poliție locală, vreo doi băieți. La poliția locală și trimiți pentru gunoaie, pentru sparge, pentru curță, pentru alte, să nu știu. Îi trimiți noaptea în parulare. Și aruncă gunoaiele recontrolate, nu se aruncă în poșul de gunoaie și aruncă de sparge. Așa e și mizerie și alea și lucră și necunoscută și... Te referi la lucrul ăsta cu muncitoare și o regie proprie? Adică... Să le facem un instructor locul de muncă, în vederea la protecție, în muncă. Da, e bine opresc. Nu, domnul Pavel zice de faptul că să fim în cadrul legal privind folosirea acestor indivizi la astfel de lucrări. Cum de exemplu vreau să fac terenul de fotbal la Plugova și toate locurile joacă, să le montăm. Poți să faci așa otic dacă n-ai personal calificat. O de altfel. Deci să ai o protecție a muncii. Nu poți să plătești la poliția civilizată. Nu poți. Eu vreau să spun și un deviz. Corect. Facem proiectul de deviz în puterea de la altfel. Poate să facă o strigă personală separat. Atunci calitatea cine ți-o dă? O să angajez un dirigent de șantier. O să avem? Acum să mă ierte. Acum să mă ierte Dumnezeu. La calitate. Ce putem vorbi? Păi facem betonul în așa fel încât să-l facem tare, să nu-l tragă și să fie de durată. Păi nu treci cu tirul peste el. Sigur, dar nu treaba, ce treaba, cumpără noi, cumpără și ei. Nu știu, cred că de cum e bărul care face noi cum am făcut aia, că se despoliază terenul de la școală. Da. O început să despolieze. Da. E porțiunea asta, exact, variantă, da. Se despoliază. Da. 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 Dacă din ce v-am spus eu, aveți intervenții sau nemulțumiri sau aveți alte doleanțe în a repartiza sume și a reloca, ăștia-s banii. Pe ăștia putem să-i dirijăm unde stabilim acum. Ăștia. Eu așa am stat, vă spun, am stat zile întregi pentru a gândi cum putem să-i cheltuim în mod eficient. Și dacă găsim idei mai bune și păreri sau să-i reașezăm un pic, eu cu mare drag vă ascult pe fiecare în parte. Și dacă nu ne încadrăm într-o parte de supuși pentru drumuri agricole? Nu faci că 50. Așa că scutem și rectificăm. Se face rectificat. Dar te oprezi dacă mai ai bani, ce să faci? Faci pe toți. Și nu puțin. Nu e obligatoriu să te cheltuim pe toți ăștia. Pentru că noi facem recepții pe categorii de lungime, pe kilometri. M-ați înțeles? Deci vom face devizul avem, o să vi-l prezint. Și recepția pe tronsoane. 7 km, să zicem, de un drum agricol. Nu tot e distrus. Poate pe o porțiune de un kilometru jumate sau doi. Dacă ai devizul pe 70 de kilometri, îți spune că trebuie să pui la major, trebuie să pui pe 70, corect? Bun, dar sunt locuri unde faci piatră, acolo mai sunt. Locuri unde pui piatră. Locuri unde nu-i nevoie să faci piatră. Dar și devizul pui porțiunea de drum care vrei să o faci. Ceilalți bani. Faci pe 10 kilometri, iar asta costă. 40.000 de kilometri. Fiecare cu specificul lui, fiecare drum. N-am nominalizat drumurile agricole pe care intervenim.
și am făcut un deviz pe o rețea de 70 de kilometri. Acum stabilim în funcție de necesități. Care nu-i distruse prima dată? Și mai utilizate. Să duce 2-3 la 7 km sunt două persoane. Ăștia prioritare. Oamenii în comună. Vreau să lași, îmi iasă pe voi, îmi iasă pe jeepurile. Cam ăsta este bugetul de cheltuieli gândit de mine. Veniturile le-ați văzut, răspuns domn contabil? Am ajutorat veniturile proprii. La 11 miliarde. Dacă constatăm, acum stăm destul de bine, foarte bine, pot nu-i foarte bine, dar stăm bine. Am încasat 700 ceva, aproape 8 miliarde de lei. Anul trecut s-au colectat în tot anul cât? 9 miliarde. 9 miliarde. Deci până la zi am colectat, dacă ne trezim în luna iunie, cam avem colectat 15 miliarde, imediat facem rectificare de buget și stabilim... Toată lumea s-a găsit în primele 3 luni să plătească. Marius, nu fii pesimist. Marius, spune-o, dar s-a plătit cu ce au fost de plătit impozitul. Anul trecut s-a lungit, pentru că a lungit o până în iunie, cu pandemia. Mai ține și ceva cu adevărit. Bun, mai plătesc, dar nu o să mai fac încă o dată atâta până în iunie. Eu m-aș bucura să fie așa, nu se știe. Nu se știe. Deci am avut un grad de colectare foarte bun până acum, vă spun de e bun. Dacă ne mențin, bineînțeles, ritmul va scădea. Dar prin constrângere am semnat sute de notificări de plată. Urmează somațiile. Și toată procedura fiscală. Trebuie să ne adunăm banii. Să colectăm bani la buget local, ceea ce ni se cuvine, taxe și impozite. Da, acum... Solicitarea familiei care a luat în casa. N-a scris un buget, un ajutor care ar trebui să dăm la familia respectivă sau la toate cele trei familii, că au fost afectate. Cam două familii au fost afectate, că celelalte foarte puțin afectate. Mă rog, ideea este să ne participăm de... Am prins ajutoare. Din ce capitol putem să intervenim? Aici de asistență, dar tot putem să merge la incendiu, că nu e ca persoană. E ajutor de urgență. Da. Cred că merge pe asistență. Eu am găsit la alte primării și mergea pe asistență. Vreau să spun exact capitolul, uite, m-am pregătit. Aici nu fi capitolul ăsta. Da? La prima rectificare de toate. Nu, da. Sau mărim veniturile. Pregătesc întrebarea acum, să-și facă o așteptămură. Nu mai trebuie să dăm o rectificare. Da. Deci anul știu... Mărim veniturile că ele. Deci, cu siguranță, nu vom colecta doar 11 miliarde cât am prins acum. Da. Deci, cu siguranță vom ajunge la... Spune trupa cu care să măresc veniturile și atunci am făcut... Nu ne trebuie o hotărâre de Consiliu. Ba da, ulterior, dar noi trebuie să avem suma prinsă în buget și ulterior. Deja de femii care sunt în plus la biserici. Să trebuie bugetul, să primim invizie. Dacă cumva mai trebuie, atunci următoarea rectificare putem să... Opțiunea mea, dacă mă întrebați pe mine și dacă vreți să luați în considerare, e că ambele familii trebuie să ajutate în mod egal. Pentru că au ars anexele gospodărești și ale lui Tăiței Traivăr. Valoarea pagubei raportată la valoarea bunului e mai mare la Mihaela noastră, la Ianoșigă. Dar dacă ăla a fost bunul lor, grajdora și cu calul și cu iezea, din aia s-au dus traiul până acum și sunt necăjiți. Nu putem să-i... Înțelegeți ce vă spun? Deci trebuie tratați în mod egal. Trebuie ajutați, așa este. Corect. Trebuie ajutați. Da. Nu că mă răscolește. Lumau când i-o ars casa, toată, că vedeți cum arată. Nu i s-a dat un leu, să știți, în astea ligă.
Nu. Un leu mi s-a dat. Încă, l-am întrebat pe Mau, am discutat cu Mau și doamna Diana, și nu trebuie să-i dai bani. Mau, dacă Marius, tu data trecută ai zis că trebuie să dăm bani. Nu, nu, eu n-am zis că trebuie să dăm bani. Dar ce ai zis? Să luăm materiale. Să iei materiale. Să ideea asta cu materiale. Pentru Mau nu i s-a luat o grindă. Nu s-a dus la Matei pe cine să ia un gol. Nu s-a apucat de casă. Eu dacă îi dădeam lui Mau 200 de milioane, eu, noi, Consiliul Local, îi dădeam 200 de milioane și nu s-a apucat de casă. Ce zicea lumea? Uite, eu dat bani și-o dat mașina. Păi și acum, ai ce... Dar el a construit ceva? Nu, 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 haideți să ajutăm și cu el. Bă, dar i-am zis în momentul când s-a pus pe de casă. Trei ani atunci, Pavel. Trei, trei ani. Nu mai... Tu ce ai grăbine cu te-ai contul minută. Ei nu s-au înțeles cu frate sub. Erau jumate, jumate. De ce să fac eu? Dacă nu vrei să faci casă, ce să faci, dar? Cum să-i dai materiale și bani dacă nu vrei? Bun, atunci haideți și în cazul ăsta, dacă se eliminăm, se eliminăm chestia asta. Hai să, dacă vrei să luăm materiale, să nu le dăm bani. Materiale? Păi, nu, dar am văzut la mine, era deja și-o cumpărat materiale, lucrează. Nu, dar nu le-a plătit. Și se mai... V-am dat caz că nu le-a plătit. Și se mai cumpăra. Eu nu înțeleg asta, nu-i primăria, nu-i o casă de primărație, dar nu-i o casă de primărație. Dar nu răspund eu ca și consilier, prin faptul cum îi plătiți dumneavoastră. Bun, și ce vrei să-mi spui acum, că eu tot nu înțeleg. Tocmai aia, cum pot să-i dau eu 300 de milioane, 500 de milioane lui cineva așa, că hotărăsc că să-i dau? Bani, fără șute. Dar nu orice sumă, dar nu poți să o dai fără să n-ai o chitanță, să ai o cumpărință. Păi și ce îți dă cineva chitanță la persoane fizice? Păi până atunci, haideți să stabilim o procedură în care putem să le acordăm aceste... Vine cu revizi? Să le conteze chiar. Vor controla procesul de apartă cu depozitare, de constatare. Bun, dar și acolo nu-i stipează o valoare a pământului. Dar nu răspundem ca așa. Atunci trebuia de la... Nu. Trebuia făcut și de la mă. Am trimis pe domnul Muscalu, l-am rugat pe domnul Muscalu și ne-a făcut un deviz estimativ. Bine, fântul de conturi... Pentru Mihaela, i-am zis. Dar dincolo la Tezeu... Dar trebuie făcut, ca să aveți o justificare pe ce dau bani. Așa, după... Dar așa a fost discuția, că mergem la comisie, inclusiv la biserică, și am dat banii. Am cumpărat materiale. Am cumpărat, da, da, am plătit materialul. Nu i-a dat banii direct. Dar nu a fost nimeni să-i dăm banii direct. Nu a fost nimeni să-i dăm banii direct. Să-l ajutăm cu o anumită sumă în care plătim materialele. Asta se stabilim suma. Ia de mă, așa să fie spunat, nu dai banii cu suma. Dai materiale, materiale, ce plătim pe factură. Da, da, da. Deci ce merge așa la Scorea sau ce-și cumpără. Deci plătim materiale, nu banii. Nu, dar noi cum trebuie să aprobăm o sumă în sine. Corect. Dar ce suma o aprobăm în funcție de devizul care face un specialist. Dar poate că poate să aprobăm o sumă pe fiecare parte. Exclus banii, că vine tot de conturi și... Da, mi-ai dat banii folosesc în altă parte. Dar n-am știut. Plătitul de facturi, chitante și pe aia da. Poate facturi să fie pe primărie. Da, da. Într-adevăr, e o situație, oamenii trebuie ajutați. E clar că trebuie ajutați. Noi trebuie să găsim pârghiile legale. Să-i ajutăm, ca nu cumva un gest de binefacere se întoarcă împotriva noastră. Asta e plătire în noi sau primăria. Faturile de materiale. Da. Trebuie să stabilim o sumă. Aia la ședința viitoare. Uite, 10.000 de lei poți să iei de la loc. Să avem priza pe buget, fiindcă poți să fac o tărere. Din punctul meu de vedere, poți să iei toți la foc, să-i dai la oameni. Dacă fără primară. Dacă fac pe buget, îmi ia de la loc. Ah, ca să prevezi tu, înțelegi. Am văzut de acord. Am văzut de acord.
mai mare, dar erau 10 care v-a provocat. Erau 70 alocați, numai 30 de au La Mihaela. 20 ceva, 23 de mii, cu tot cu TVA, cu tot cu... Da, nu, 23 de mii, nu are tot. 23 de mii, 230 milioane. Și da, bă, oameni, stați un pic, că... Poate 230 de mii. Nu, fraților, nu. Bă, cu 10 mii de milioane. Ai mare, nu, păi au zis că 100 de milioane, 90, 100 au fost problemă. Nu, lemnul nu vă spune. 20 de milioane, nimica. 20 de milioane, bă, ce-ai bolnav? Cu câte cimente se bagi acolo? Nu, e fărăbită, un țărău. Ce cărbine așa, nu e cărbine, e trebuie. Lemnul, tabla, ce trebuie pus acolo? Centrala. Centrala și cimente. De ce? Da, era o oră și nu știu cum mi se era. Da, cine se va face? Nu știu, trebuie. Ce vreau? Așa, mai prins niște sume în buget pentru susținerea servicii de avocatură, nu? Da. Cât am prins? Cât am prevăzut? 50 de mii de ron, 500 de milioane. Da. Sper să nu fie nevoie să iei. Dar cu siguranță e, că deja uitați, mâine sau poi, mâine mă duc să mă întâlnesc cu un avocat. E un pic așa, cum să vă zic, când am fost la Ocol, am contestat primăria Mehadia, am câștigat procesul cu primăria pentru denoga domnului Iacu Săi Daca, că trebuie să rup timpul, știți că așa... Dumnezeu cum vă duce, și Iacu Săi Daca mi-a cerut acum daune de 100 de mii de ron, de 1 miliard. Și mai vreau să angajăm un avocat în speța cu Gherghina, care primăria tot așa i-a vândut un teren, l-a revendicat alt proprietar, Rom Silva, și noi acum, practic, trebuie să ne apărăm integritatea proprietății valorificate. În 2010, cred că s-au numit de mine, sau... Mi-a pui dumneavoastră. Mai de mult. Da, așa. Atunci se judecă. Se judecă într-una. Da, acum nu știu care e adevărul. Acum ei susțin că Ocolul Silvii Căculane a mutat Borna mai jos, malul râului. Mai știu când eram copil, era taică la cooperație, acolo era turnat un platou de gherghinare. Era un platou de ciment și erau plin de bărăși din aștia de-a lui cooperația. Mergeau cu mașina, cu litru verde. Camionul la 7 izvoare, la 23 august, acolo, mâncau, beau, avea cooperația, magazine acolo. Dar nu știu Borna, atunci eram copil. În orice caz o să apăr integritatea bunului public, al comunei Mehadia, cu toate puterile. Cum de altfel v-am zis că o să demarez procedura pentru reatribuirea dreptului de proprietate pentru zonele 7, Valea Cernei și Siminicia, care au fost cedate spre administrare altor primării. Dacă o să reușesc, sper să o fac. Dar dacă este terenul nostru, haideți să ne administrăm noi. Nu să dăm altor administratori acest teren. Și nu am stabilit quantumul la terase, data trecută. Da. Haideți, rog, să o facem acum. Am discutat despre treaba asta. N-am putut să primi nici regulamentul, că urma să discutăm. Dar am o propunere, cât a spus. Eu am zis unul, dar acum zic doi. Pe metru pătrat pe lună. Votăm doi. Pe metru pătrat pe lună. Avem nevoie de bani, votăm doi. Care vor, care nu vor. Putem să facem diferențiat pe sate? Nu poți să pui pe zone, pe zone, cu avem și școlă la... Poți să pui centru cu... Centru cu la Ceașcă, de exemplu. Doi la mine, centru, unul pe sate. Da, dar poate la Ceașcă știi că mai mult care toată colonia decât ăsta în centru aici, care e mai multe. Deci 2 euro metru pătrat pe lună. Da, da, da. Și 1 euro în satul de adiacent. E la jumate față de mea, nu? Eu pot să-i lăsă.
ceva. Vorbeai și ce? Bun, și terase, cei care au terase acoperite sau tu din unde aprobați să folosesc două mese care le țin cu umbrele în față? Da, aia pe nașoare. Da, alții terenul ocupat pentru scopul comercial. Indiferent că e acoperit sau neacoperit. Toate. Da, bă, dacă vrei să vedeți, să le liberați. Să le liberați. Și decât să ții două mai puțin de la vot, să nu cumva să intri în conflict de interese. Exact, ai grijă. E, nu, dacă are și acolo, da. Dacă are părinți lui Nadeu. Eu mă abțin că am vreodată cu terasă. Nu mă abțin, a zis 2 euro în centru. Rămâne toată Mehadia 2 euro. Sau numai în centru și Nicu. Mai în centru, Nicu. Toată Mehadia. Dar sincer, cum e terasa de aceea domnului și cealaltă, nu produce iarna. Nu e consilat dacă am putea scadă. Păi nu, a zis pe lună. Nu, ok, da. Nu, aspectul că sezon. Deci eu acum ai zis, este trasă, o sumă deschisă. Păi nu am nimic de trasă, că cine vine? Nu. Păi da, dacă pe timp de an nu e nimeni de trasă. Păi da, dacă pe timp de an nu e nimeni de trasă. Păi da, dacă pe timp de an nu e nimeni de trasă. Păi nu, terasa se consideră și fața de față, din spate. Dacă te-ai ocupat cu mese, normal, cu numara umbrei. Atunci când se dă niște bani și iar să... Auziți, oameni buni, cum stabiliți asta? Nu, adică eu am zis să fie... Am zis să ne gândim și pe sezon. Pe lună... Oricum voi doi nu puteți lua. Pe lună... Eu nu pot dat pe lucrurile. Să fie în considerarea aspectului de sezon. Nu, sincer, cine dacă stă la umbrelă afară, ia micul. Celălalt pe care l-a dat Mamenuța și am adoptat, e cu costie spațiu comercial. Alea stă în stop. Și iar desubare. Pe domeniul public. Bine, acolo e puțin cam în regulă. E spațiu închis, ar trebui să fie deschise, terasă deschisă. Nu trebuie să fie. Să vin cu spațiul. Și pe sezonul de iarnă, să plătească pe sezonul de iarnă. Păi stau pe ele închise, cătură și iarnă. Corect. Iar atunci trebuie să stabilim. Așa mi se pare, domnul primar. Trebuie să stabilim corect care plătește pe tot sezonul și care plătește... Aia în funcție de om, cum vine. Pentru o an de funcționare. E contractul cu
noi. Păi, are perioada de funcționare, dar chiar nu plătești, nu funcționează, nu plătești. Perioada de funcționare, așa este. Perioada de funcționare specificat, vă rog frumos, perioada de funcționare. Da, da, da. Mă rog, stai un pic, S-a votat cu cele trei abțineri. Mai avem proiectul de hotărâre BVC-ul la apă, la serviciul de apă. Da. Venituri 230.000 de venituri din prestări servicii, cheltuieli 234.64 ca o fie incidentă la asupra. Da. Cine este pentru? Abține împotriva consumului. Acum, intervin un pic la discuția pe buget, ce am prezentat-o mai devreme, cum a zis, cu cheltuirea banului. Mai aveți ceva? Adică intervenții. Vă rog, haideți, dacă e cazul, interveniți și exprimați-vă dorințele și de unde considerați că e necesar, supunem la vot, discutăm, să găsim cea mai bună soluție vis-a-vis de drumurile agricole. Da. De exemplu, la Plugova putem interveni din banii respectivi, să curățăm și eu ruga de jos de la intrare în sat și până sus la port. În spatele de la mori, acolo avem un... Nu neapărat în spate. Nu, dar în spate e mai acolo, dar sus. Când vom începe lucrările la canalizare, vom beneficia de prezența utilajelor. Și atunci ei depind de noi, știi ce spun? Ei depind de noi. Și atunci, bă, bagă și mie utilajul, curăță-mi acolo. În paralel, și spun așa. Da, domnul Murat, vă rog frumos. Prindem, nu abțin. Mi-a luat de înțeles să notez că a fost o intervenție cu camerele de filmat. În punct de film, s-a dus lumea. A fi el și o priză la cimitir, o priză la cimitir la Plugova. 15.000 de ron, nu avem priză. Cât costă o cameră de filmat? Păi și la 400 costă. Ce? Cameră. Ce 400? 400 lei. Nu, de la performant care se transmite, să da, îi supraveghez. Sunt camere cu IP, așa, care trebuie legate la internet și se poate supraveghea de unde. Aia a făcut. Doar că trebuie să ai de internet camera respectivă. Aia nu e de semnal, cu cartelă. Păi ești să vă luăm să spun ceva. Ia, să dai și curent. O baterie. Nu m-a puțin, Dani, la unde am pus aia de știința, aici la Bold, cât am plătit? 2000 și ceva de lei. De-aia ce-mi transmite. Și am pe telefon, am aplicat pe telefon. O să nu pune de pe panouri, că nu merge. Nu pe panouri, nu. Nu pe panouri, nu pe panouri, pe... Cum pe fibra? Optică sau pe fibra? Deci la Plugova... Nu, transmit... Se blochează la Plugova. Net, transmit pe net. Punem chiar la accesul de care să fie cu de la Gori Mecea. Nu știu, nu știu, să tragi de la cineva de acasă. Da, un specialist. Elevinatul merge numai la oameni. Atent o să legea elevinat. Sunt specialiști care ne găsesc soluții. Noi plătim și vin specialiști să ne găsească soluții. Că mai bine investesc 15.000, 20.000 de lei în camere și nu plătesc amenzi de sute de milioane la mediu cu gunoi. Și protejez și investiția de care am discutat în seară. Așa este. De două mandate, eu tot am spus asta. Stabilit suma. Pentru care vedem în fiecare stat cât e. Am făcut un studiu prima dată. Punctele sunt foarte mari, multe, nu sunt mari, multe. Deci la Plugova la intrare. La 15.000-20.000 de ron, cred că este suficient. Cred că 20.000. Asta e părerea mea, cred că e suficient. Cred că 20.000. Dacă te va duci, mai trebuie, mai cumpărăm. Experimentăm. Nu am făcut de la
și nu este 1.500 de euro, 500. Păi o să trebuiască să punem acolo la cimitir, la capul satului. Trebuie să duci internet. La blocurile de la capul satului, acolo în spate, la cimitirul catolic, unde sunt punctele astea fierbinți. Și la accesul către Mielareca, acolo. La cimitir să se ia acolo. Acolo la parcare, la sus. Și acolo la Ivana trebuie, la parcare, vis-a-vis de... Mai văd Ivana. Mai văd Ivana. Mai văd Ivana, da, da, acolo, da, da, da. La George. Acolo e nenorocire. Acolo e spectacol. Tu și ai la monument. Aruncă la față. Ce sunt acolo? Acolo e aceea, acolo e aceea. Nu, care dar de lideru. Ei, da, 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 da. La stelică. Și la stelică. Și la stelică. Proiect de hotărâre privind aprobarea BVC-ului la grădiniță. E tot știți de mine, venit cu tot știți. Da, Am demarat o procedură de realizare a unei asociații locatari pentru toți
proprietarii de apartamente din cadrul blocurilor. Pentru că pot să mă întreb prin PNRR dacă va fi aprobat în forma asta Programul Național de Rezistență și Reziliență, să învelopăm toate blocurile. Dar trebuie să avem o să fie asociație de locatari, pentru că asociația vine cu o contribuție de 20%. Și restul pe... Și restul pe... Vreau să fac proiect. Vreau să dezvoltăm comuna noastră așa sistematic, de la bază spre vârf și... Încă o dată, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați votat așa cum am propus. Poftim, Pavel. Vreau alocat o sumă de bani și pentru să vedem cu câinii vagabonți ce facem. Avem numai reclamații și în aceeași mare peste tot. Să ne vedem că, doamne Feriu, mă fac un da, e o problemă cu invalorul. Nu știu la Mișu dacă mai au loc. Eu vă spun că îi promusese lui Mișu să încheiem un contract pe bucată de câine. Deci când îl prinde să... Nu poate, că el e ONG. Nu știu ce situație financiară juridică are, dar după aia nu vreau să-ți spun pierderea credință. Când ajung de acolo poate să-i dea drumul. Ați înțeles? Nu vreau să... Dacă confecționăm niște curs din alea, punem în care, care se închid automat, nu cred... noi? Punem puștile. Dar trebuie să le dai norma de mâncare, știu că dacă vreo 3 milioane de câini. Nu, e sigur. Ăsta e un care se închide. Faci de lucru, faci de lucru. Veterinar să parazitezi. Îngrijitor. La sterilizare. Te bagă cu ștere ca pe inimă. Hai doi specialiști. Vine și o șoacă. Să-l dăm pe de un pavă, da, în măsură să spun ce trebuie. Dar nu sunt microcipat. Păi da, nu-i dai soluția. N-ai cum. Nu îți mai vrea stâmb niște o travă aia să poată. Ce va fastile dați la ei să vă rădească? Declaram ședința închisă, suntem la diverse. Să nu iau multe de ședințe de mașină ecologică, să se de care la casă. Nu numai iau, gunoaiele din pubele sau din sac și restul, când vine și ia nu știu câte ore, vine în prăștie și rămâne pe cea de pe strada. Și la mine, pe cea mea, venim cu băieții și cu băieții. N-am un program, n-am o oră bine și tăzit. Când vine dimineața, când vine după masă, omul își poate dimineața, că este seara. Cu drumul ăsta se gândește. Domnul președinte de ședință, putem declara închise discuțiile oficiale? Mulțumesc, pe genul diverse. De la podul Trump, de la podul Busuioc. Am închis-o, de care închisă. Acolo... Ăla e tot praf, când e de făcut, nu e alor, ca o scolului și când e pe dintre finuși făcut, e alor. Păi nu știu. Hai să rămânem pentru toată lumea. Marius, poate să ne spună. Nu putem pune nici structura turistic în evidență. E praf. Poate să ne spună. Nici Marius nu știe. Poate să evidență. În evidență o comunii, inclusiv de la barieră, sunt desmodificate. Eu am făcut de mergi de la tablou victoria. Trebuie să-mi dea, dar nu m-am făcut. Păi da, să facem noi, să trezim.